Cătălin Botezatu, în schimb, știe foarte bine ce vrea de la viitor, sau mai bine zis, ce nu vrea. El a declarat că nu vrea să fie bunic nici măcar în glumă. Replica a venit după ce presupusul său fiu, Andrei Iordache, a spus că se pregătește să devină tătic. Lui Cătălin nu i-a plăcut deloc farsa și a răspuns convingător: nu vreau să am un nepoțel, cel puțin pentru moment.